Polițiștii au avut un dosar greu de rezolvat, care părea desprins din filmele de groază. Cutremurător, în acest caz, este că doi dintre abuzatori au fost tocmai cei care ar fi trebuit să aibă grijă de fată, adică tatăl natural, dar și tatăl vitreg. Până și mama fetei riscă să fie trimisă în judecată pentru complicitate la viol. Faptele abominabile s-au petrecut în comuna Văculești și au ieșit la iveală la sfârșitul lunii martie 2021. În sat s-a aflat că un bărbat din Dorohoi, care se căsătorise cu o localnică, i-ar fi abuzat fiicele acesteia provenite din prima căsnicie. Pentru a pune ancheta pe o pistă falsă, bărbatul a recurs la o strategie aproape de neînchipuit. Pe 29 martie 2021, el a mers la poliție și a povestit că fiica sa vitregă, atunci în vârstă de 14 ani, ar fi fost violată de o persoană necunoscută din localitatea de domiciliu. Polițiștii au început ancheta, dar adevărul era cu totul altul. Ambele fete, inclusiv cea mică de 12 ani, ar fi fost agresate sexual de bărbat. Mai mult decât atât, în trecut, fata cea mare fusese abuzată sexual și de tatăl ei natural. Ulterior, acesta s-a spânzurat, iar mama fetelor s-a recăsătorit cu individul care apoi ar fi violat și el fetele. Între timp, fata cea mare a fugit de acasă, găsindu-și un prieten, iar apoi tatăl vitreg a vrut să-și asigure scăparea, spunând că violatorul din familie era noul prieten al fetei. După administrarea probelor, anchetatorii au ajuns la concluzia că acesta și-a abuzat fiicele vitrege, acum în vârstă de 13 și respectiv 15 ani, care au fost luate din familie și predate în grija celor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, relatează protv.ro.